Legea pe înțelesul tuturor Zorița Turculescu Sunteți angajat cu contract individual de muncă și munciți toată ziua? E nevoie să mergeți cu copilul la analize și vă vine greu să-i spuneți șefului? Ei bine, trebuie să știți că în anul 2014 a fost adoptată o lege în acest sens. Mai exact este vorba despre legea privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe ani pentru îngrijirea sănătății copilului. Aceasta vă dă dreptul să mergeți cu cel mic la medic și să-i faceți analizele dorite. Ziua Lucrătoare Liberă pentru Îngrijirea Sănătății Copilului, denumită de lege Liberul, se acordă tocmai în scopul acesta și anume să asigure posibilitatea părinților sau reprezentanților legale ai copilului să verifice anual starea de sănătate a acestuia. Cine poate să-și ia liber pentru îngrijirea sănătății copilului? Legea arată că titularii dreptului la liber sunt părinții, respectiv reprezentanții legale ai copilului. Însă, în calitate de părinți sau reprezentanți legali, trebuie să fiți asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat. Adică de această facilitate vor beneficia doar părinții care plătesc contribuția CASE. E important de știut că, în cazul în care vă luați liber o zi pentru îngrijirea sănătății copilului, angajatorul nu vă plătește drepturile salariale aferente. Cu alte cuvinte, când mergeți cu copilul la medic, nu veți primi salariul pe ziua respectivă, însă contractul individual de muncă nu va fi întrerupt pe ziua aceea. Până la ce vârstă primiți liber pentru copil? Până la 18 ani. Altfel spus, pentru copiii minori aflați în îngrijirea și întreținerea părinților sau a reprezentanților legali, cei cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani. Cum se acordă ziua liberă? Legea arată că liberul se acordă la cererea uneia dintre părinți la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului. Liberul trebuie justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat. Cererea părintelui respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusă cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic. De asemenea, trebuie depusă și o declarație pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentantul legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă și nici nu o va solicita. Cu alte cuvinte, doar un părinte poate să-și ia liber o zi într-un an pentru a verifica starea de sănătate a copilului. În cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către angajator, se constată că ambii părinți au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia vreodată de prevederile legii. Pentru familiile sau persoanele cu doi copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an pentru îngrijirea sănătății copiilor, ca și în cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu trei sau mai mulți copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an consecutive sau separate, după cum decide angajatorul. În cazul în care niciunul dintre părinți, respectiv dintre reprezentanții legalei copilului, nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic. De exemplu, dacă în anul 2015 nu solicitați ziua liberă, atunci aceasta nu se transmite în anul 2016. Conform noi reglementări, angajatorii sunt obligați să acorde ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copilului solicitată. În cazul mai multor cereri simultane din partea angajaților pentru acordarea liberului, care depășesc 5% din numărul total de angajați, angajatorul va programa prin rotație zilele lucrătoare libere, astfel încât să nu-i fie afectată activitatea. Tot legea arată că nerespectarea de către angajatori a prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează de către inspecția muncii cu o amendă cuprinsă între 500 și 1500 lei. E important de știut că prevederile prezentei legi se aplică atât a angajatorilor publici cât și celor privați, adică atât la stat cât și la patron. După efectuarea controlului medical, părintele sau reprezentantul legal al copilului are obligația să prezinte medicului de familie al copilului rezultatele investigațiilor. Pe baza acestora, medicul de familie eliberează gratuit o adeverință pe care părintele sau tutorele o va prezenta angajatorului drept dovadă că acest control medical a fost efectuat. În situația în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului școlar, iar copilul frecventează o formă de învățământ preuniversitar, medicul de familie are obligația de a elibera pentru acesta o scutire medicală. De asemenea, e bine de știut că în anul 2015, părinții care au copii în clasele a și a doua vor beneficia de o zi liberă la începutul anului școlar și o zi la sfârșitul anului școlar. Până acum aveau dreptul la această zi liberă doar mamele și doar la începutul anului școlar. Sunt Zorița Turculescu și în acest episod am vorbit despre legea privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului. Am văzut că această lege dă dreptul părinților să meargă cu cel mic la medic și să-i facă analizele dorite. Însă, așa cum am arătat, angajatorul nu vă plătește drepturile salariale în ziua respectivă. Prin urmare, e bine să ne cunoaștem drepturile în calitate de părinți, astfel încât să putem beneficia de ele. Dumnezeu să ne dea înțelepciune în tot ceea ce facem. Legea pe înțelesul tuturor. Cuzorița Turculescu.